care urmează, mai precis marți, miercuri și joi, zilele din această săptămână vorbim, o să avem pentru prima dată la Arad spectacole din gama celor de operă și balet dedicate în exclusivitate copiilor. Mâine, de pildă, vom deschide această mini-stagiune, cum am numit-o noi, cu un balet, este vorba de Fetița cu chibriturile, și vor avea loc două spectacole, unul de la ora 12, iar cel de-al doilea de la ora 18, în sala mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad. Așa cum i-am obișnuit întotdeauna pe arădeni, ceea ce oferim, o facem în mod gratuit, de aceea îi așteptăm cu mic cu mare la acest mic regal, să spunem, de operă, aceste spectacole pe care micii spectatori arădeni nu au mai avut prilej să le urmărească până acum și care sperăm că vin ca un bine meritat dar pentru acest sfârșit de an școlar și un debut frumos de vacanță.